Iată, am decis să fac un test la prea bine cunoscuta radiocomandă Radiomaster TX16S să verific cât de bine are ea grijă de acumulatorii incorporați. Să vedem cât de exact sunt indicațiile pe display, a tensiunii, necesită sau nu calibrare și să vedem dacă pentru tensiunea minimă și tensiunea maximă indicațiile pe display vor fi corecte și eventual să vedem dacă într-adevăr controlerul incorporat aceste distanțe face balansarea corectă acestor acumulatoare. Acum am un set de baterii complet descărcate. Acum și vă arăt. După cum vedeți, ele sunt complet descărcate. Și dacă intrăm în setări, eu am ales pentru tensiunea minimă 5,9V, tensiunea maximă am ales-o 8,2V. Această meter range, această grilă, am bine spus, aceste marcaje care pentru tensiunea minimă și maximă se folosesc doar la pentru, iată aici, cât de corect se interpreteze distanța, sau mai bine spus, iată, cât de corect să interpretăm noi când bateria este goală și când bateria este plină. Spre exemplu, iată acum, bateria este absolut goală. Dacă eu întru aici ea și cumva fac în felul următor, iată, spre exemplu, aleg 4V tensiunea minimă, da? Și iată, eu dacă voi ieși acum din setări, stați atenți, eu deja am două bare. De aceea, eu personal mi-am ales, iată, pentru mine tensiunea minimă de lucru la care distanța, spre exemplu, încă pot să o folosesc, eu am ales 5,9V. Asta primesc cam în jur de 3V la fiecare acumulator. Iată așa. Și ca tensiunea maximă de lucru, poate eu personal pot să-mi aleg 1V. Asta e acumulator încărcat absolut. Acum ce ține de tensiune. Iată, el ne arată nouă. Acum 5,75V. 5,75V e tensiunea care o primește acum distanța de la acumulatoare. Iată, eu vreau să văd dacă indicațiile lui sunt corecte. Iată, eu acum mă conectez direct la acumulator. Iată, 5,78V. 5,78 exact. Mai uităm o dată. După cum vedeți, este o diferență de 5 sutimi. Putem ajusta un pic. De exemplu, 75, 76, 76, am ales 76, un pic mai puțin e ok, iată 5,76, mai verific o dată, iată exact la borne, aici jos, 5, mai bine, atunci mai bine să luăm după tensiune, iată 5,74 tensiunea la borne, nu aici la acumulator, dar mai bine la borne, 5,74, eu am pus 5,75. Asta e perfect. Iată, avem o tensiune minimă de lucru. Acum voi deconecta distanța și voi reconecta alt set de acumulatoare care este absolut încărcat. Bine, practic încărcate. Să văd dacă pentru tensiunea maximă de lucru nu trebuie o ajustare auxiliară de făcut. Deconectez distanța. Bateria este absolut încărcată. Ne ducem în setări. Să vedem. 7,84V mi-a dat. 7,83, da? Acum intrăm. Mai bine spus, întoarcem distanța și vedem tensiunea la borne. Într-adevăr, 7,83. Cu
o zecime de volt mai puțin. Iată 7.72, 7.73. Iată, vedeți? E cu o zecime de volt e eronat indicația. Dar, cu toate acestea, mai bine ajustarea, iată, calibrarea asta, să o facem pe tensiunea minimă, nu pe tensiunea maximă. Deoarece tensiunea maximă, pentru noi, asta doar informație. Controllerul operează cu setări prestabilite. Ideea următoarea. Dacă noi vom seta parametrii greșiți, eronați aici, distanța pe display nouă ne va indica că, uite, noi mai avem baterie. Dar controllerul din interior va detecta că bateria a ajuns la tensiunea minimă de funcționare și va deconecta distanța automat. De ce ajustarea eu recomand să fie făcută pe tensiunea minimă. Iată, când ajungem pe la aceea 6V, adică 3V pe acumulator, iată, în zona aceea noi să facem măsurarea cât mai exactă, ca pe display să știm exact când acumulatorul nostru deja este descărcat. Iată, cam așa stau lucrurile. Acum voi conecta încărcătorul să văd ce se întâmplă pe display. Și conectez. Iată, s-a început procesul de încărcare. Deci, tot procesul de încărcare, iată, momentul când are loc încărcarea acumulatoarelor, acest indicator este verde. Și când acumulatorul este încărcat 100%, acest indicator se stinge complet. Acum ce ține de tensiunea de balansare. Ia să vedem cum are loc. Da, el face balansare corect la acumulator când ei sunt aproape încărcați. Așa că puteți fiți sigur că acumulatorii în această distanță nu vor fi deteriorați, supraîncărcați sau descărcați mai mult decât limita admisibilă. E foarte bine gândit în privința aceasta.